Zâna munților, de Petre Ispirescu. A fost odată un împărat foarte viteaz. Toate împărățiile de prin prejurul împărăției sale îi cereau sfaturi. Atât era de drept și înțelept. Când se isca sfadă între dânsii, la acest împărat mergeau mai întâi, la judecată, și, cum zicea el, așa se și făcea, fiindcă era judecător drept și iubitor de pace. Când fu aproape de bătrânețe, îi dărui Dumnezeu un fecior. Nu se poate spune câtă bucurie simți împăratul când a văzut că dobândi un moștenitor. Toți împărații vecini au trimis daruri. Ei, numai puțin, se bucurau că vecinul lor, care îi ajuta cu sfaturi și cu povețe, a dobândit un fecior. După ce se mări, îl puse de învăță carte. Era așa de silitor încât se mirau dascălii de dânsul cum de învață atât de repede. Ceea ce învățau ceilalți copii într-un an, el învăța într-o săptămână, ajunsese să nu mai aibă dascălii ce să-i dea să învețe. Tatăl său scrise carte împărătească la niște filozofi vestiți ca să vină să ispitească cu învățăturile lor pe fiul său. La curtea acelui împărat se afla pe atunci un vânător vestit. Până să vină filozofii cei vestiți, împăratul își dete fiul acestui vânător ca să-l învețe meșteșugul său. După ce veniră filozofii, învăță și de la dânsii câte în lună și în soare. Bucuria tatălui său era așa de mare, unde vedea că fiul său are să fie pricopsit ca niciunul din fiii de împărați, încât se uita la dânsul ca la soare. Iar el, de ce se mărea, de-aia se făcea mai cu minte și mai frumos. În toată împărăția lui și a vecinilor lui împărați, altă vorbă nu era decât de înțelepciunea și frumusețea acestui fiu de împărat. N-ajunsese să-și răsucească mustăcioara și foile de zestre curgeau de la fel de fel de împărați care voiau să-și dea fetele după dânsul, dar el nu voia să se însoare atât de tânăr. Într-una din zile, mergând la vânătoare, văzu o turturică. Aceasta tot sărea înaintea lui. Îi fu milă să o vâneze, el căuta vânat mare, fiindcă nu se temea de primejdii. Era vânător meșter și viteaz. În cele din urmă, dacă văzu și văzu că tot îi sărea în cale, întinse arcul și dete o săgeată. El se miră foarte mult cum de nu o putu omorâ, el care era un atât de bun vânător, ci o răni doar puțin în aripă, iar ea, așa rănită, se duse de nu o mai văzu. Cum se duse turturica, simți nu știu cum, nu știu de ce, că îi ticăia inima. După ce se întoarse acasă, era tot cam galeș. Împăratul, văzând că tânjește fiul său cu sănătatea, îl întrebă ce are, iar el răspunse că n-are nimic. Turturica aceea era zâna munților, care se îndrăgostise de frumusețea lui. Ei nu-i venea la socoteală să se arate lui aievea ca să-i dea pricină și de-aia se făcuse turturică și ei tot sărea în cale. Nu știa însă cum să facă, cum să dreagă, ca să se cunoască cu fiul împăratului. Peste câteva zile de la întoarcerea feciorului de împărat de la o vânătoare, o femeie săracă veni la curtea împărătească să se bage slujnică. Fiindcă tocmai era trebuință de o găinăreasă, o primi. Curățenia și buna îngrijire ce dădea găinilor și tuturor păsărilor de la cotețele împărătești ajunsese de poveste. Împărăteasa era atât de mulțumită încât în toate zilele spunea împăratului câte o vorbă bună pentru bărbăția acestei femei tinere, dar săracă. Ea și începuse a se gândi la norocirea bietei femei. Fiul împăratului, auzind atâtea vorbe frumoase despre găinăreasă, voi să o vadă și el. Într-o zi, când împărăteasa se duse să cerceteze găinile și să vadă de cotețe, merse și fiul său cu dânsa. Găinăreasa, cum îl văzu pe fiul de împărat, își aruncă ochii asupra-i cu o căutătură așa de mângâioasă și așa de plină de dragoste, dar cu zmerenie, încât feciorul de împărat se fâstăci oarecum, dar își ținu firea. Simți că obrajii îi ard, o sudoare rece îi trece și inima începe să-i ticăiască de parcă o să-i spargă pieptul. El însuși nu-și putea da seama că ce poate să fie istoria asta. Plecă ochii în jos, nu zise nimic și se întoarse acasă. Toată curtea împărătească luă în nume de bine pe această găinăreasă pentru vrednicia și curățenia ei.
Ea se purta cu toate slugile cu bună cuviință și nimeni nu cuteza să-i zică nici dă-te mai încolo, pentru că ea nu le dădea prilej de glumă. Un fiu al unui împărat vecin, însurându-se, a fost poftit la nuntă și pe acest împărat cu toată curtea lui. Împăratul, plin de bucurie, merse la acea nuntă și luă cu dânsul și pe împărăteasă și pe fiul său. În ziua aceea, când era cununia fiului de împărat, la nunta căruia merse acest împărat cu feciorul său, găinăreasa se cerușia de la vătaf să o lase și pe dânsa să se ducă la preumblare. Vătaful, cam râzând, îi zise: ce-i trebuie chelului tichie de mărgăritar? Apoi o lăsă, iar ea, înghițind înfruntarea, nu zise nimic și plecă. Împăratul era vesel peste măsură, văzând că din atâția feciori de împărați și domni al său se deosebea prin istețime și înțelepciune. Toate fetele de împărat ar fi voit să joace lângă el la horă, când, deodată, veni la nuntă o fată îmbrăcată în niște haine cum niciuna din fetele de împărat nu aveau. Cosițele ei împletite cu meșteșug și date pe spate îi atingeau pulpele și ea era așa de bine făcută încât ochii tuturor rămaseră la dânsa. Ea, cum veni, nici una, nici alta se prinse lângă feciorul de împărat și numai lângă dânsul jucă până către seară. Vorbiră, râseră, își povestiră fel de fel de lucruri, dar cam pe sub mână, fiindcă era rușine feciorului de împărat să râdă și să vorbească așa înaintea tatălui său. Și apoi toți fiii de împărat își dădeau coate, căci băgaseră de seamă că necunoscuta tot lângă el juca. Feciorul de împărat se mira însuși de schimbarea ce simțea în trânsul, dar nu cuteza să spună nimănui. El își pusese în gând ca, la hora din urmă ce va juca, să întrebe pe această necunoscută cine este, de unde vine, dacă este fată ori măritată, și se gândea că de n-ar avea bărbat să o ceară de nevastă, când pieri ca o nălucă. Feciorul de împărat rămase ca un zăpăcit. Se întoarse acasă, dar cu gândul era tot la dânsa. Tatăl său, văzându-l tot pe gânduri și trist, nu știa ce să-i mai facă să-l înveselească oarecum, când iată că îl poftesc la altă nuntă de împărat, unde se și duse cu împărăteasa și cu fiul său. Ca și la cealaltă nuntă, feciorul de împărat jucă cu fata cea necunoscută și frumoasă, care venise și la această nuntă și se prinse în horă lângă dânsul. După multe întrebări, află de la dânsa că ședea tocmai înspre partea aceea, încotro era împărăția tatălui său, doar că nu-i zisese că șade chiar la dânsul. Atunci, fiul de împărat îi făgădui să o ducă acasă, dacă era singură, și ea primi. Însă, tocmai când era să se spargă nunta, ea pieri de lângă dânsul din horă. Se întorseră deci acasă împăratul și cu ai lui, însă fiul lor se topea de-a în picioarelea și nimeni nu știa din ce pricină. Deși se făcuse vâlvă că feciorul de împărat este îndrăgostit cu o zână, el însă se apăra înaintea tatălui său că nu știe la sufletul său nimic. Toți vracii și cititorii de stele se aduseră și nimeni nu știu să-i ghicească răul de care suferă. Într-aceasta împăratul fu poftit la o altă nuntă de împărat, unde nu voi să se mai ducă, fiindcă inima lui nu era de veselii, ci se îngrija mai mult de fiul său. Dar dacă văzu că fiul său atâta stăruiește, îi făcu voia. Acesta a poruncit la niște credincioși ai săi ca să aibă pregătit la îndemână câteva cazane cu zmoală, să le fiarbă în ziua nunții și când va fi înspre seară să aștearnă pe drum zmoală. După ce puse la cale toate acestea, se duse la nuntă. De cum începu hora, fata cea frumoasă și necunoscută veni ca din senin și iar se prinse lângă dânsul. De astă dată era gătită și mai frumos. Avea niște haine de la soare, te puteai uita, dar la dânsa, ba! Juca feciorul de împărat și se uita la dânsa ca la un cireș copt. De astă dată o întrebă și ea îi tot răspunse cam în doi peri. Îi făgădui și acum că se va lăsa să o ducă acasă. Când fu spre seară, la ora cea mai de pe urmă, pieri din nou ca o măiastră de lângă dânsul. Nu se poate spune cât de mult se mâhni el,
căzu la pat și zăcea fără să-l poată ajuta cineva. Tatăl său ar fi dat oricât aceluia ce ar fi putut să-i tămăduiască copilul, când iată credincioșii lui veniră cu un condur. Maiastra, dacă se nămoli în zmoală, mai bine lăsă condurul acolo decât să întârzie. Atunci, feciorul împăratului trimise pe credincioșii lui să umble din casă în casă și să pună pe toate femeile să încalțe acel pantof și la care s-o potrivi aceea să fie soția lui. Tatăl său se învoi și el la această hotărâre. Se duseră deci credincioșii lui, ocoliră toată împărăția, încercară toate femeile condurul, dar la niciuna nu se potrivi. Auzind feciorul de împărat una ca aceasta, se îmbolnăvi și mai rău. Apoi porunci ca să încerce și femeile din curtea împărătească, dar la niciuna dintre ele nu se potrivi. Nu mai rămăsese decât găinăreasa, pe care o uitaseră, dar împărăteasa, aducându-și aminte de dânsa, îi porunci să se încalțe și ea cu pantoful. Când îl trase la călcâi, pare că fu de acolo, era turnat pe piciorul ei. Ea începu a se văicări și a tăgădui că nu era pantoful ei. Feciorul de împărat, cum auzi, porunci să-i o aducă și cum o văzu, strigă: "Asta este, mamă!" Ea, deși tăgăduia, dar întețită de rugăciunile împăratului, ale împărătesei și ale fiului lor, în cele din urmă mărturisi că ea este stăpâna condurului. După ce îi povesti că este zână măiastră, că îl îndrăgostise de când îl văzuse la vânat, că el rănise turturica și că acea turturică era chiar ea și, dacă nu s-a arătat lui așa cum este, a fost că, de va lua de bărbat un om de pe pământ, toată puterea ei va pieri. Mai spuse că, spre a-l putea vedea mai adesea, intrase găinăreasa la dânsii și că tot ea făcuse totul pentru dragostea lui. După aceea, ieși la scară bătu de 3 ori din palme și apăru o căruță fără să fie trasă de cai. Ea își luă zestrea numai de scumpeturi întrânsa, apoi, curgându-i și roaie de lacrimi din ochi, se întoarse și zise feciorului de împărat: "Iată, pentru dragostea ta mă lepăd de puterea mea cea măiastră, numai și tu să mă iubești precum te iubesc și eu." Dădu drumul căruței și rămase lângă fiul împăratului, care, în scurt timp, se făcu sănătos. Apoi făcură o nuntă de alea împărătești și, după moartea tatălui său, rămaseră ei în scaunul împărătesc și domnesc și astăzi, dacă nu vor fi murit cumva.